conducerea Cartel Alfa Olt anunță reluarea protestelor de către angajații de la TMK Artom. Potrivit acesteia, peste o săptămână, în intervalul 11-14, 300 de salariați ai firmei slătine ne vor picheta Palatul Victoria. Oamenii sunt nemulțumiți că, deși societatea și-a schimbat acționariatul în urma demisiei lui Dimitri Pumpianski încă din primăvară, continuă să fie supusă sancțiunilor aplicate oligarhilor ruși. În plus, susțin sindicaliștii, derogarea de la sancțiuni primită în aprilie expiră, iar societatea se va trezi iarăși cu conturile blocate, în imposibilitatea de a plăti salariile, a deconta facturile către furnizori și a-și achita obligațiile față de stat. Sute de angajați ai TMK Artrom de la uzinele din Slatina și Reșița au mai pichetat sediul Guvernului României și la începutul lunii aprilie. În urma protestului, Agenția Națională de Administrare Fiscală a decis să aplice o derogare de 2 luni de la aplicarea sancțiunilor impuse firmelor controlate de apropiații președintelui Putin. Oamenii vor ca autoritățile să ridice toate sancțiunile aplicate firmei slătinene, iar aceasta să-și continue activitatea în mod normal. Protestatarii mai vor ca guvernanții să găsească soluții pentru creșterea exorbitantă a prețului la energie și gaze.